Cum la început de an școlar în Gorj mai mulți dascăli au fost depistați cu noul coronavirus, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a căutat o soluție pentru ca elevii să nu aibă de suferit. Ieri am căutat și varianta și am aprobat-o în Consiliul de Administrație. Am constituit deja un corp de profesori suplinitori, l-am definit noi itineranți. Adică vor fi cei care n-au reușit să obțină posturi în învățământ, deși au medii foarte frumoase, dar nu au existat posturile necesare. Și atunci, acolo unde ne vor apărea probleme, o să încercăm să mergem cu ei și să suplinim activitatea din școala respectivă. Am considerat că este o oportunitate și pentru dumnealor, pentru că n-au reușit să obțină un post, dar ne avantajează și pe noi în ceea ce privește procesul de învățământ. Și profesorii care au ieșit la pensie sunt o variantă. De asemenea, dacă vor fi situații în care se va dori, vreau să vă spun că avem și cadre didactice care, deși sunt pensionate la momentul actual, o parte dintre dumnealor s-au oferit ca în condiții extreme să ne ajute și putem să mizăm și pe sprijinul dumnealor în acest corp al suplinitorilor itineranți. Nu este vorba de o întoarcere la catedră efectivă. Dumnealor și-a oferit serviciile în condițiile în care noi am avea nevoie de dumnealor în anumite unități de învățământ unde, să zicem, că personalul care este acum la activitate ar avea probleme de sănătate. Și atunci am putea să mizăm pe sprijinul dumnealor în calitate de profesor sau învățător suplinitor. Doar pe perioada respectivă. La ora actuală, în Gorj, nu se pune problema unor înlocuiri.